Ultima etapă din Liga 4-a fotbalistică s-a consumat sâmbătă, când pe stadioanele județului s-a pus punct unei întreceri sportive demarate anul trecut. Campionatul județean s-a încheiat după 26 de etape și la capătul său se cunosc deja câștigătoarele celor două serii. Dacă în Seria Nord primele două echipe deja erau cunoscute cu câteva etape în urmă, respectiv ASE Singuren pe primul loc, urmată de Avântul Florești, campioana Seriei Sud s-a stabilit efectiv după ultima etapă. Dunărea Giurgiu a învins acasă formația din Călugăreni și a rămas campioana seriei, la egalitate de puncte cu deținătoarea locului 2, Arsenal Malul, dar avantajată de rezultatele din meciurile directe. Așadar, după 26 de etape, Dunărea Giurgiu încheie campionatul ca lider, urmată de Arsenal Malu și Unirea Izvoarele, iar pe ultimele locuri s-au situat echipele din Călugăreni, Vedea și Vărăști.